Premiul de excelență pentru investiții în infrastructură oferit în cadrul galei topului național al firmelor private din România a ajuns în Mehedinți. A fost conferit firmei Alpha Construct, înființată de omul de afaceri mehedințean Constantin Izvoranu. În fapt, este vorba despre un proiect privat de înființare a unei platforme industriale asemănătoare unui parc industrial în zona cel rom. Aici își desfășoară activitatea mai multe firme care generează în total peste 3.000 de locuri de muncă. Constantin Izvoranu a cumpărat fostul combinat de celuloză și hârtie aflat în faliment și a repornit acest colos al industriei mehedințene. Pe terenul extrem de generos al combinatului s-au amenajat mai multe hale de producție, care au fost mai apoi închiriate unei companii cu capital japonez axată pe producția de cablaj auto. În timp, condițiile oferite pe platforma industrială au atras și alți investitori, iar o firmă care produce bijuterii și-a mutat recent activitatea aici. Totodată, Constantin Izvoranu a repornit și producția de celuloză și hârtie la Drobeta Turnu Severin, companie unde lucrează acum în jur de 500 de persoane. La topul național al firmei private din România a participat și premierul României, Dacian Cioloș, dar și ambasadorul Americii în țara noastră, Hans Klemm. Mehedințiul a fost reprezentat la eveniment de Virgil Popescu, președinte al patronatului județean al IMM Mehedinți.